să felicit prima dată, pardon, aș începe să felicit cele două echipe pentru spectacolul handbalistic oferit. Eu cred că a fost un spectacol de calitate, care nu are momentul de față și nici nu m-am gândit vreodată, cel puțin din punctul meu de vedere, sau din punctul nostru de vedere, rectific, că ar fi cumva influențat de poziția în clasament, pozițiile în clasament sunt irelevante. Personal, știam că avem un meci foarte, foarte dificil aici. Echipa din Turda este o echipă bună, o echipă omogenă, care are un joc bun, îndeosebi meciurile pe teren propriu, dar eu cred că astăzi am asistat, așa cum spuneam, la un spectacol bun handbalistic și un plus în ceea ce privește handbalul nostru masculin. Întrebări dacă aveți pentru domnul Voica? Limităm atunci pe Igoraș și se va prăvinte despre meci. Felicit jocul prestat de echipa turdeană. Știam că aici se obțin greu puncte. Am început destul de slab meciul, cu multe greșeli. Dar e bine că am spus și acest punct, pot spune, in extremis. Cristi? Eu ce să zic? Un rezultat de egalitate care nu știu dacă ne mulțumește nici pe ei, nici pe noi. Se putea mai mult, poate dacă evitam câteva greșeli în faza de atac pe final, niște pase la adversar, poate încheiam cu o victorie astăzi, dar nu e nimic pierdut, se știe și din campionatul trecut că dacă te lupți până la final, poți să obții rezultat și indiferent care va fi poziția noastră după acest tur și retur, care va fi la play off, zic eu, acolo să compete cel mai mult. Acum ne bucurăm de punctul ăsta. Suntem și triști că am pierdut celelalte două puncte, dar asta este viața. Altădată câștigi, altădată mai și pierzi. Trebuie să învățăm din greșelile noastre și să creștem de la meci la meci. Asta e cel mai important. Doresc și eu să felicit echipa Dinamo și echipa noastră pentru spectacolul frumos. Spectacol handbalistic care a ridicat publicul în picioare și care a arătat că poate exista o atmosferă deosebită, indiferent că unii sau alții aleg să transmită un asemenea meci, să-l dea la ora 14:30. Eu zic că cu toate impedimentele de genul acesta, ne-am reușit împreună cu echipa adversă să oferim un moment sportiv deosebit pentru cei care au fost aici în sală și pentru cei care au privit la televizor. Altor mie de idei, trebuie să apreciez efortul echipei mele, trebuie să îl apreciem ca fiind un efort pentru victorie. Meciul l-am avut de foarte multe ori în mână, din nou o echipă extraordinar de experimentată, foarte bine așezată, a reușit să speculeze greșelile noastre și momentele noastre de oboseală și au reușit să vină la egal. Acum, zic eu, am zis-o înainte de meci, un egal în handbalul de astăzi, în ce privește regulamentele, este o dublă înfrângere pentru ambele echipe. Se pierd două puncte și de o parte și de alta. Mergi cu consolarea faptului că mai aduni un punct în clasament, dar în același timp ai pierdut două. Și deși nu prea fac eu remarci, cred că am făcut foarte rar în ce privește arbitrajul, astăzi am avut pe campioni egalurilor. Băieții ăștia, doi, înțeleg să iubească rezultatul de egalitate și să ne arate de fiecare dată că ei pot să-l obțină. Într-un fel sau altul. Au dezavantajat pe rând echipa noastră, echipa Dinamo, echipa noastră, echipa Dinamo și în final, la ultima fază a jocului, au comis o oficiere clasă de rezultat. Ne-am condus 7 metri când erau 6 secunde la faultul asupra lui Pavel, inclusiv oficiali echipe adverse admițând acest lucru. Este urât pentru că echipele s-au dăruit în totalitate pentru acest meci. A fost foarte frumos spectacolul și vin acești domni să ne arate nouă că se poate și altfel, în felul lor.
trebuie să le urez baftă celor de la Dinamo, în cupele europene, urmează o dublă echipă din Grecia, sper să treacă de această echipă și să-i vedem cât mai sus. Au construit frumos în ultimii ani de zile, au construit o echipă foarte puternică, eu personal, în momentul de față, văd principala candidată la titlu și pentru România le țin pumnii să meargă cât mai sus și cât mai frumos în cupele europene. În ce ne privește pe noi, avem un meci la Focșani, ați văzut, în handbalul nostru, în campionatul Liga Națională. Nu există meci înainte câștigat nici de echipă, nici de alta, nu se știe până în ultima secundă ce se întâmplă. Bate Ploiești pe Baia Mare, pierde la Focșani. Minuni, se întâmplă de la un meci la altul și asta arată că există un echilibru și există un campionat foarte frumos, foarte atractiv. Ce pot să vă zic? În primul rând, să nu uităm un factor foarte important care a contribuit la spectacolul de astăzi, pe lângă echipe, este publicul. A fost un public extraordinar, publicul pe care ne-l dorim, publicul pe care îl avem mereu, că ne este ușor, că ne este greu, sunt acolo și ne ridică. Ne-au ridicat și de data asta și sper să o facă și meciul următor la fel de frumos. Iar noi să le răspundem în maniera atitudinii de astăzi. Așadar, încă o dată, felicitări ambelor echipe și să aveți un weekend frumos cu toți. Mulțumim și noi, vă dorim succes și vă dorim multă baftă în continuare și să rămâneți la fel de interesați și buni în hapă.